Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, în ultimele minute înainte de declarația prefectului. Am să încep cu Horeca. De ce? Pentru că există câteva sugestii pe care vi le fac acești oameni și care ar fi trebuit cumva să vină la pachet și cu o decizie de închidere. Adică, bun, vă închidem din nou, dar aveți următoarele compensații financiare. Stă în picioare varianta asta? V-ați gândit? Se discută toate aceste scenarii, Mazăicescu. Mulțumesc pentru invitație din nou. Cu plăcere. Sigur că am fost puși de la începutul acestei pandemii în fața acestei dileme extrem de complicate, să nu-i spun imposibile. Salvăm vieți sau salvăm locuri de muncă și companii, business-uri? Până acum am încercat și facem tot posibilul și în continuare să salvăm vieți. Ori de câte ori viața unui român e pusă în pericol de această pandemie globală, suntem datori să răspundem în consecință. Deci ceea ce facem, inclusiv Universitatea Ministerului de Finanțe, unde ne dorim să avem venituri la buget, să ținem în viață companiile, să avem o economie în mișcare. Iartă-mă că te opresc, Sebastian Burduja, dar cred că ne interesează pe noi toți. E informația proaspătă acestui moment care justifică toată agitația și declarațiile de la 13 de la prefect și declarațiile de diseară de la 18 Claus Iohannis. 2958 de noi infectări, 3000. Poți să-i pui în 3000. 2958 de infectări în 24 de ore, cu premieră pe cifră, premieră pe decese, 82 de decese, Sebastian Burduja, și știu că nu ești specialist. 612 în ATI, nu uitați că pe ATI noi nu stăm bine. Deci vom ajunge să ferească Dumnezeu să mergem în spital și o să alegem între cine e mai tânăr și cine e mai puțin, cine are patologii suplimentare și cine nu. Deci 2958 de noi infectări în 24 ore, este enorm. Este enorm față de începutul de săptămână, Sebastian Burduja. Deci dacă ăsta nu e moment de restricție, de pus mască la toată lumea, pe stradă, cum se întâmplă deja în alte țări civilizate, noi stăm și aș putea să mă enervez și mai tare, dar nu mai zic, că ne e frică. Ne e frică că nu ne mai votează electoratul. Ziceți, domnul Burduja. După asemenea introducere... N-am ce să mai zic. Păi îți dai seama că mă gândesc că am copilul în fiecare zi la școală. Că îl ia o bunică care are patologii. Toată lumea în aceeași situație și noi stăm să ne îngrijim de oamenii care nu sunt în stare să îngrijească singuri? Da, este o situație dificilă. Eu am încredere și în președinte și în acest guvern că va lua deciziile care se impun într-o asemenea situație și am încredere și în cetățenii acestei țări că vor înțelege odată pentru totdeauna sau măcar acum că trebuie să se protejeze. Nu mai am încredere în cetățeni că se vor proteja singuri pentru că nu s-au protejat. Nu puteai să ajungi de la 300, 200 de, cum am început noi în anul ăsta, și să ajungi la 3000. Înseamnă că nu te duce mintea. Da, a fost și acea perioadă de vid legislativ, după cum știi foarte bine, s-a crescut de la 300 până pe la 1200 și, într-adevăr, după deschiderea școlilor, după toate evenimentele recente, avem o nouă creștere. Însă, ceea ce consider este că această pandemie este realmente un test al solidarității naționale. Pentru că acțiunile noastre nu ne afectează doar pe noi. Afectează semenii noștri, afectează ceilalți membri ai comunității, în fiecare oraș, în fiecare comună din această țară. Și trebuie să ținem cont de acest lucru. Deci fac un apel public la responsabilitate din partea fiecărui român și o fac și ca simplu cetățean, așa cum spuneai, și eu am copii, și eu am părinți, și încă mai am două bunice înspre anii 90 sau trecute de 90 de ani. Și sigur că îmi pun aceste probleme, dar o fac și ca cetățean și ca economist, pentru că cu cât respectăm mai mult regulile, cu atât vom putea păstra această economie în viață și vom avea șanse să ne recuperăm cât mai repede. Da, hai să ne uităm puțin către Horeca, că nu o să îți vărs ție în cap toate deciziile pe care eu le-aș lua diferit, dar știi ce se întâmplă? Poate e mai simplu să fii și jurnalist, și cetățean simplu în poza asta, pentru că unele decizii ți se par firești. Ce-i face la tine acasă? Păi n-ar mișca unul în front, toată lumea ar fi cu mască, până și câinele, dacă n-am câine, dar dacă ar fi cu mască. Și atunci pe mine mă deranjează temerile. Temerile nu sunt justificate când e o chestiune de sănătate publică. Dacă să mă potolesc, o să spun așa. Șomaș tehnic, granturi, impozite reduse și impozitul pe clădire să nu mai fie solicitat. Asta cer cei de la Horeca, iar asta vine la voi la MF. Da, cum am și spus și cred că e incorrect ce am auzit mai devreme că nu am avut deschidere spre dialog. A fost un dialog realmente permanent cu reprezentanții Horeca. Am fost la multe întâlniri cu premierul
și cu cei mai de seamă reprezentanți ai industriei. Am încercat și de multe ori am și găsit soluții. Vă dau numai exemplu cu impozitul specific, unde am acordat scutiri și probabil vom continua cu asemenea măsuri, tocmai pentru a sprijini această industrie importantă a țării. Ea nu are un impact doar strict ceea ce mănâncă sau consumă un român într-un restaurant. Impactul este simțit și în industria vinului, în industria alimentară. Pe orizontală, realmente este o industrie importantă a țării. Mai mult decât atât, industria Horeca, puțină lume a spus lucrul ăsta, sau poate nimeni, face parte din calitatea vieții. O țară se dezvoltă prin orașele ei. O bună parte din țesutul urban este ținut în viață de industria Horeca, de restaurante, de hoteluri. Deci de aceea ne dorim, și încă o dată, și ca economist vă spun, trebuie să avem grijă de această industrie. În același timp, trebuie să protejăm viețile oamenilor.